Folosește codul ADVICE pentru 10% reducere la fiecare comandă de pe stickered.com, de unde poți comanda stickere personalizate, rezistente la apă și pe care le poți lipi pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la videoclipul cu numărul 2 de reacții la frizurile voastre. Am mai făcut unul acum vreo 4 luni și v-a plăcut foarte mult, așa că m-am decis să fac și partea a doua pentru a acorda o șansă și celor care n-au avut norocul să apară atunci. V-am rugat pe Instagram și pe comunitate să-mi trimiteți o poză în care vă stătea părul foarte bine, ca eu să-mi spun părerea într-un video și să ofer un verdict. Like dacă îmi place și dislike dacă nu-mi place. Am aici telefonul cu mesajele de la voi, sper să văd niște freze mișto care, de ce nu, să mă inspire și pe mine. Hai să-i dăm drumul. Începem cu un păr care nu e aranjat și înțeleg că vrei un stil mai natural, care să nu fie atât de aranjat și să-ți poți băga mâna prin păr fără să ți se înțepenească din cauza fixativului, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să folosești produse de păr. Există tot felul de produse de păr, printre care și cele cu un grad de fixare redus. Tu acum ai un păr care stă în toate direcțiile, dar dacă folosești acele produse, îl poți da în orice direcție vrei tu, păstrându-i în același timp flexibilitatea, dar și naturalețea. Trebuie să deții controlul asupra părului tău, adică să-l faci să arate cum vrei tu, nu cum vrea soarta, pentru că așa te-ai trezit de dimineață. Tu deocamdată faci parte din categoria celor care așa s-au trezit de dimineață, de aceea nu-mi place. Cred că am spus în primul videoclip că nu e bine să ai dunga prea aproape de mijlocul capului. În cazul tău, dunga este destul de aproape de mijloc, însă freza nu arată rău. Asta pentru că părul de după cărare nu este foarte lung. Deci, ca să clarific, poți să-ți faci dunga mai sus dacă ai părul scurt. La tine îmi place, așa că o să-ți dau un like. Părerea mea despre aceste desene pe cap este că arată bine pentru o poză, adică da, îți faci o chestie de asta și îți faci o poză să o pui pe Instagram, dar după nu cred că e ok să mergi așa pe stradă. Sigur, vei primi multă atenție dacă ieși așa pe stradă și e nevoie de curaj să faci asta, dar cel puțin pentru mine deviază prea mult de la standardele tradiționale despre cum ar trebui să arate scalpul unui om. Dacă vrei să faci asta ca o nebunie sau ca un pariu o dată în viață, da, sunt de acord, îmi place, dar dacă vrei să arăți așa tot timpul, nu-mi place. Uite un băiat care îmi spune că așa a vrut să se tundă și așa a ieșit. Eu zic că frizerul a făcut o treabă destul de bună. Am mai spus asta și în alte videoclipuri, dar e o idee excelentă să îi arăți frizerului tău înainte să te tundă o poză, poate găsită pe internet, care exemplifică stilul pe care vrei să îl ai și tu. E mai ușor așa pentru el să înțeleagă cum îți dorești tu să te tundă decât să-i spui pe gură. Și acum nu te aștepta ca tu să arăți exact ca cel din poză, pentru că există două mari diferențe. Tu nu ai același păr ca ăla din poză și frizerul tău nu e frizerul care l-a tuns pe ăla din poză. Însă la tine a funcționat destul de bine treaba asta și poate aș mai tăia puțin din lungimea părului de sus, dar îmi place. Simplu, clasic, aranjat, perfect. Îmi place. E bine că ai volum. Mulți băieți nu știu cum să obțină volum. Poate ne spui și nouă. Ăsta e un exemplu, ăsta e și un exemplu de păr care arată natural, dar se vede, se observă că este stilizat cu produse de păr. De aceea te felicit, stă foarte bine și îmi place. Frate, aș vrea să am și eu stilul ăsta, doar că mie nu mi-ar sta bine și cred că nu mi-ar sta deloc așa, pentru că am părul prea aspru și prea des. Cred că ai stat destul de mult să-ți crească părul atât de lung pe sus, dar îți stă bine și îmi place. Mai departe avem un băiat care se îmbracă bine, dar în legătură cu părul cam lipsește textura. Uite un sfat, atunci când îți faci părul cu ceară și ai ceara pe mâini, nu face chestia asta. Nu mângâia părul. Bagă ca lumea mâna prin el. Astfel desparți firele de păr și nu arăți ca și cum ai purta o cască pe cap. Oferi mai multă textură. Deocamdată nu-mi place pentru că părul tău nu are suficientă textură, dar se putea și mai rău. Și că tot vorbeam de lipsa texturii, aici lipsește părul cu totul. Bă, nu știu dacă m-aș tunde vreodată așa, pentru că știu că nu mi-ar sta bine. Poate doar dacă aș pierde vreun pariu sau ceva, altfel nu cred. Știu că unii băieți o fac ca să nu se mai complice să-și aranjeze părul sau poate vor să o ia de la zero, însă sacrifici un element foarte important al aspectului tău fizic și anume podoaba capilară. Oricât de mult ai încercat să negi acest lucru, în general este mai bine să ai păr pe cap decât să nu ai deloc. Și nu spun că nu există excepții, adică sunt bărbați cărora le stă foarte bine cu chelie. Ia exemplu Pitbull. Pe Pitbull nu l-aș vedea niciodată cu păr pe cap. Însă poți compensa lipsa părului de sus cu părul de jos.
Și nu mă refer la părul de jos, jos mă refer la barbă. Adică dacă ai o barbă deasă și mișto, poți să mai treci cu vederea faptul că ai chelie. Însă dacă ai și chelie și lipsă completă de păr facial, cel mai des nu vei arăta bine. Nu se vede dacă ai barbă sau nu, așa că nu pot să-ți dau nici like, nici dislike. E undeva între. Am aici un băiat care m-a rugat mai de mult să-i fac o promovare, dar probabil n-am văzut mesajul. Ei bine, acum e timpul tău să strălucești. Abonați-vă la Cristian's Vlog pe YouTube. Bă, adevărul e că dacă ai părul creț, o să ieși mai mult în evidență, mai ales în ochii fetelor. Pentru că fetele adoră băieții cu părul creț, nu e niciun secret. Dar la tine, în cazul tău, mi se pare puțin prea mare. Dacă ai mai scurtat puțin din părul de sus, ar fi perfect. Așa cum am spus și în alte videoclipuri, părerea mea că băieții cu părul creț pot să adopte un stil mai natural, pentru că părul creț arată bine deja. Dar când scapă de sub control și e prea mare, o să tind să arăți ca o oaie netunsă. De aceea te sfătuiesc să mai scurtezi puțin din părul de sus. Deci, deocamdată, nu-mi place. Și terminăm cu acest băiat care mi-arată o poză de acum 2 ani din 2019 și o poză recentă. Ei bine, ăsta este un mesaj foarte bun pe care îl încurajez. Și anume să experimentezi cu părul tău. Nu vei ști niciodată ce ți se potrivește cel mai bine dacă nu încerci stiluri diferite. Doar prin simplu fapt că stai pe canapea și te uiți la mine cum îmi dau cu părerea, nu te va ajuta cu nimic. Trebuie să te duci și să faci o schimbare dacă nu ești mulțumit cu felul în care arăți. Și eu am trecut prin multe schimbări, nu m-am născut gata format. Asta e frumusețea, asta e frumusețea vieții, de a te descoperi pe tine. La momentul ăsta pot să spun că mi-am găsit stilul care mie mi se potrivește cel mai bine, adică ce am acum. Dar asta nu înseamnă că nu voi mai schimba niciodată freza. Pentru mine acel sentiment de noutate în viață este foarte important. De aceea te încurajez să experimentezi și să încerci stiluri diferite, pentru că chiar dacă îl găsești pe cel mai potrivit pentru tine, s-ar putea ca la un moment dat să te plictisești. Și când te plictisești, e bine să mai faci o schimbare ca să simți că trăiești. În cazul tău, cred că îți stă foarte bine cu ambele stiluri, și scurt și lung, și îmi plac amândouă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la EdiAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și vrei să vorbești mai repede cu mine, poți apăsa butonul alăturete de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde poți trimite mesaj și voi răspunde în aceeași zi. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi, și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa! Yeah.